Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare, emisiune difuzată la Credo TV în fiecare zi de marți începând cu ora 19. În seara aceasta vom discuta despre două concepte de viață diferite și anume despre căsătorie versus parteneriat civil. Bineînțeles, cu un invitat deosebit, nimeni altcineva decât doamna conferențiară universitară doctor Corina Bisticianu, sociolog. Doamna Bisticianu Pantelimon, bine ați venit! Mulțumesc mult pentru invitație, bine v-am regăsit! Haideți să dăm, dacă se poate, așa o chestie generică a ceea ce înseamnă poate căsătorie și parteneriat civil și apoi vom vedea care sunt cele două și unde se bat ele, să spunem, cap în cap. Dacă îmi permite să încep cu sarcina mea, cu misiunea mea, adică vă rog. Perspectiva asupra căsătoriei. Pentru că nu numai pentru că ne este tuturor mai familiară, pentru că este o realitate omniprezentă în spațiul vieții personale a fiecăruia dintre noi, în spațiul vieții familiale, sociale, culturale și așa mai departe, dar și pentru că este mult mai cunoscută. Parteneriatul civil, cel puțin în această formulă care este propusă în mass media, în discursurile publice, politice, în anumite inițiative legislative, nu este o formulă cunoscută, familiară, eu știu, limbajului uzual, limbii curente pe care o vorbim. Așa că voi începe căsătoria spunând că este una dintre dimensiunile, la cel sociologic, mai pretențios un pic abordăm problema, este una dintre dimensiunile fundamentale ale familiei. Nu există nicio persoană care să trăiască în afara familiei, în afara realității familiale. Există unele persoane care trăiesc în afara căsătoriei. Dar căsătoria este una din dimensiunile definitorii ale familiei, până în măsura în care ea a fost introdusă chiar ca parte de definirea familiei. A spus că familia este un cuplu căsătorit și copiii acestuia. Cea mai sintetică, cea mai scurtă, ușoară definiție pe care o putem reține. Deci căsătoria este, dacă vreți, o instituție care întemeiază familia nucleară. Spuneam, ea este una dintre cele două dimensiuni principale care formează scheletul familial, pentru că, în chiar definiția pe care am dat-o, avem prezentă pe cea de-a doua, care în ordine cronologic este succesivă căsătoriei, cuplu căsătorit și copiii presupuși că apar în urma căsătoriei. Deci avem dimensiunea aceasta a descendenței, care este primară și care, dacă vreți, dă importanța și extinderea familiei, pentru că familia poate să fie privită dincolo de această definiție nucleară, da? A familiei ca unitate, exact. Cuplu plus copii, poate să fie privită ca mod de reproducere a societății. Societatea s-a reprodus de când a apărut, de când a apărut umanitatea, prin familii, prin intermediul familiilor. Și societățile, dacă e să ne uităm în istorie, dar și în jurul nostru, societățile mici, comunitățile, sunt adesea structurate pe model familial. Avem încă foarte multe instituții sau foarte multe grupuri sau colectivități sau comunități în care relațiile sunt de tipul copii și părinți. Și în biserică, da? Adresarea enoriașilor față de preoți este una filială. Adresarea între ei este una frățească. În învățământ, dacă vreți, profesorul, magisterul și studentul, elevul, da? Au tot o relație care urmează modelul unei relații familiale și atunci familia poate să fie privită dincolo, spuneam, de această definiție unitară, nucleară, care o așează pe cele două dimensiuni, descendență și căsătorie. Deci căsătoria, dacă e să o privim în această perspectivă un pic mai largă, este modul prin care se legitimează o descendență. Da? O descendență care nu este doar naturală, doar biologică, ci este una gata să preia, să păstreze și eventual să transmită mai departe un patrimoniu familial, care iarăși nu este doar un patrimoniu material, nu vorbim doar de proprietăți, de moștenie și așa mai departe, vorbim de seturi de norme și de valori, vorbim de genetică, sigur că da, de biologie, vorbim de cutume,
și de moravuri care se transmit prin familie, vorbim de credințe, vorbim de sărbători. Deci acest patrimoniu care se transmite legitim urmașilor în formula familiei consacrată prin căsătorie este mult mai mare decât suntem noi acum obișnuiți să-l privim. Așa este și mă bucur că a dat această definiție. Am căutat și eu să mă informez și să găsesc o definiție a parteneriatului civil. Acum voi vorbi eu despre partea pe care o voi reprezenta în seara aceasta. Și aș citi o definiție așa by the book, o definiție ca la carte. Se spune așa că parteneriatul civil sau uniunea civilă este o instituție paralelă cu căsătoria, similară acesteia. Partenerii sunt asimilați soților sub majoritatea aspectelor. Foarte important. Pretinde însă mai puține obligații ale celor doi parteneri și se refere îndeosebi la aspecte de natură patrimonială și administrative. Da? De exemplu, parteneriatul include obligația fidelității sau suportului moral. Apoi, transmiterea setului de valori despre care vorbeați. Primul argument pe care îl voi aduce în fața telespectatorilor este de ordin sociologic. Bineînțeles, m-am gândit să vă atac de la primul punct, acolo unde vă simțiți cel mai bine, și anume la nivelul acestor rapoarte, sondaje, măsurători care se fac de-a lungul anilor. Se spune foarte mult în zilele de astăzi că numărul persoanelor care trăiesc în concubinaj este în creștere. Practic, a devenit o practică atât de prezentă în viața de zi cu zi, încât nu mai face diferența și totul este normal. Și când vorbim despre această relație de concubinaj, luăm în considerare și persoanele de sexe diferite, da, bărbați și femei, dar și persoane de același sex. Și numărul acesta atât de mare, care a explodat, să spunem, în ultimii 30 de ani, ne determină pe noi, ceilalți, să fim puțin mai toleranți și mai prietenoși cu acest concept. Care este realitatea? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Le văd cam diferit de ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că vedeți această percepție că a explodat numărul de uniuni consensuale sau de concubinaje, da. Pentru că stai, dacă tăiem partea aceea cu parteneriat între persoane de același sex, parteneriatul civil între persoane de sexe diferite este cunoscut ca practică uzuală în toate societățile, cred, inclusiv în societatea românească, dintotdeauna și peste tot. Și atunci să spunem că a explodat acest număr este un pic diferit și poate să fie o percepție, cum să vă spun, distorsionată prin prisma experienței, să spunem, de viață urbană pe care o avem în mai mare măsură generațiile care ne-am strămutat, da, de curând, de una, două, trei generații, pentru că știm că urbanizarea României s-a produs accelerat în secolul trecut și doar în 30 de ani populația urbană a crescut cu 50%. Într-un timp foarte scurt, fără să aibă timp însă să se schimbe și mentalitățile. Exact. Atenție! Doar că noi avem acces acum la mai multe modele de menaj. Eu nu le spune modele familiale. Da? Deci, să mă iertați pentru intransigență, dar nici măcar n-aș introduce parteneriatul civil, cel puțin în formulele care se propun acum, ca și alternativă familială. Spune alternativă de menaj. Și pe lângă acesta există foarte multe alte forme de menaj. Inclusiv menajul de o singură persoană sau menajul într-o persoană și un animal sau menajul între grand parental, bunici cu nepoși, o mulțime, o diversitate foarte mare de forme de menaj care fac acest orizont urban teribil de heterogen. Și atunci contactul nostru mai mare cu orizontul urban foarte heterogen poate să ne facă să spunem au explodat cazurile de concubinaj. De fapt, dacă cercetăm datele statistice și m-am uitat un pic peste ultimele două recensăminte, constatăm că nu sunt schimbări, de fapt. Adică proporția persoanelor adulte, deci peste 18 ani împliniți, care trăiesc în concubinaj, a rămas aceeași în totalul populației și ocupă undeva la 3% din populația adultă, ceea ce mie ca sociolog, mă scuzați, nu mi se pare nicio explozie, nicio cifră semnificativă care spune există o presiune socială, există o necesitate socială pentru reglementarea acestei stări de fapt. Mai mult aș spune, dacă e să cercetăm tot așa cifrele statistice, vedem că în acești 3%
intră persoane necăsătorite, dar intră și persoane divorțate, intră și persoane văduve sau și persoane căsătorite, care se întâmplă să aibă și menaj legitim și o formulă, să spunem, adulteră, da? De relație. Dacă luăm persoanele, mergem mai departe cu analiza și vă dați seama că proporția scade sub 3%. Da? Dacă luăm proporția persoanelor care nu încheie niciodată sau nu încheie căsătorie până la, să spunem, 45 de ani, deși acum vârsta a crescut foarte mult, vârsta la prima căsătorie a crescut foarte mult, peste 30 de ani și la femei și la bărbați, deci există o posibilitate semnificativă ca cineva să încheie o căsătorie chiar dacă au stat în concubinaj până la 45 de ani. Dar să spunem că este cam mijlocul vieții așa biologice și atunci ne gândim că dacă a ajuns la 45 de ani, șansele să mai încheie și a trăit în concubinaj până la vârsta aceasta, șansele să încheie o căsătorie se diminuează. Ei bine, populația care nu s-a căsătorit până la 45 de ani, da? Și depășește această vârstă, este în scădere dramatică. Deci, în situația asta sunt 0,7% din populația adultă. Wow. Deci vorbim de 0,7%. Pentru că ceilalți se căsătoresc. A fost un studiu, ca să cităm din surse credibile, făcut de Fundația Soros în anul 2008, Viața de familie s-a chemat ancheta, exact pe această temă. Și s-a constatat acolo că din cazurile și au fost identificate cazuri de concubinaj destul de greu. Deci s-a mers o metodă de eșantionare, ca să spunem așa, se cheamă ulgărului de zăpadă, adică prin recomandare, da, un cuplu care trăia în concubinaj a recomandat astfel încât să se facă un eșantion semnificativ prin care să se cerceteze fenomenul acesta. Și s-a constatat că există două tipuri, dacă vreți, de concubinaj în societatea românească, și anume concubinajul pragmatic. Da? Nu avem bani, mai amânăm, încă nu avem locuință, nu facem nunta, nu sunt de acord ai noștri, mai durează până să-i convingem. Nu știm dacă ne potrivim sau dacă va rămâne o relație stabilă. Suntem prea tineri sau suntem prea vârstnici. Da? Și atunci ce o să spună familia, ce o să spună vecinii, ce o să spună copiii și așa mai departe. Aceștia au fost clasificați ca parteneri pragmatici, da? Care trăiesc în formule pragmatice de concubinaj. Și vreo 38% expresivi, adică care optau pentru un stil de viață paralel cu căsătoria, nu neapărat împotriva căsătoriei. Pentru că din totalul, deci avem 38% față de 62% pragmatici, da? Care amânau căsătoria, nu se puteau căsători și de aceea trăiau în concubinaj. Dar din aceștia 100%, 78% doreau să se căsătorească. Da? Deci avem un procent covârșitor din cei 3-4% din populația adultă care urmau, doreau să se căsătorească. Și atunci de-aia spun că aș fi foarte precaută cu această percepție, s-au mulțit. Nu s-au mulțit. Deci pe parcursul unei perioade de un deceniu cel puțin, numărul absolut de cazuri s-a micșorat, dar pentru că s-a micșorat și populația României, procentul a rămas cam același, undeva între 3 și 4% din populația adultă. Da? Dar dintre care unii urmează să se căsătorească. Și aș mai adăuga ceva aici. Mă rog. Există mai multe cauze care duc la fenomenul concubinajului în societatea românească și fiecare societate este diferită. Da? Adică avem situații în care concubinajul poate să atingă procente peste 10% sau chiar peste 20% în unele state europene, dar trebuie să ne referim totuși la... La România. La lumea în care trăim. Exact. Da? Să nu ne punem, eu știu, ochelari colorați ca să o vedem altfel decât este, ci să ne raportăm la ea. Asta e prima dovadă, dacă vreți, a spiritului practic, nu numai a celui științific. Și aici iarăși avem trei motive, dacă vreți, care stau la baza concubinajului. Cel pe care dumneavoastră bănuiesc că îl invocați, la care vă referiți, este evitarea căsătoriei. Exact. Da? Doresc altă formulă de menaj sau de, cum să-i spunem, matrimonială decât căsătoria. Cu mai puține obligații, cum a spus, cu oarește libertăți, sigur, cu o dependență reciprocă recunoscută, dar redusă. Fiecare să aibă flexibilitatea de a, știu eu, de a ieși, intra oricând dorește.
Da, de jumătate de căsătorie. Da, avem o căsătorie la jumătate, care este revendicată, această motivație este revendicată, dacă vreți, de populația tânără, cu studii superioare, urbană, de obicei implicată în cariere profesionale bune și de durată. Dar mai avem, pe lângă această motivație, motivația căsătoria săracului. Da? Concubinajul e căsătoria săracului. Pentru motivele pragmatice pe care le-am amintit anterior. Și mai avem o categorie socială foarte importantă și pe care trebuie să o considerăm cu toată seriozitatea, și anume grupurile etnice în care căsătoria este recunoscută cutumiar, nu legal. Exact. Și aici sunt câteva chestii specifice care vorbim de comunități întregi care nu fac acte de niciun fel, dar ei trăiesc, se respectă ca și soți. Sunt căsătoriți ca instituție socială, din punct de vedere sociologic, aceea este căsătorie. Chiar dacă statul român nu a înregistrat-o în actele de stare civilă. Dar din punct de vedere cultural, cutumiar, pentru că vorbim de nivelul legal și de nivelul cutumiar, este tot o normare. Dar o normare la nivelul comunității. Da? La care statul poate nu are acces. Nu știu, se poate întâmpla că la un moment dat să fie anumite revendicări din partea unora din aceste grupuri de a integra, de a legaliza statul, inclusiv aceste forme de căsătorie. De ce nu? Până la urmă ele există. Deci dacă e să diversificăm, dacă vreți, definiția legală a căsătoriei, haideți să începem cu formele deja existente. Deja existente, sigur că da. Foarte, foarte important ce a spus și mă bucur că ați cuprins în expunerea dumneavoastră toate aceste forme. Ele existau, ele sunt întâlnite în diverse locuri și, bineînțeles, a spus, peste tot și dintotdeauna în comunitățile noastre. Așa că o extindere a parteneriatului, a uniunii acesteia între persoane de același sex ar fi practic o discriminare pentru celelalte tipuri de parteneriat, de uniune. Sau de menaj. Sau da? De menaj. Să le spunem tipuri de menaj. Da, practic ar fi clar o discriminare pentru că sunt zone prin cultură, prin obiceiurile pe care le au, să stea împreună, să aibă copii, să, practic ei sunt asimilați ca și soți, dar niciodată nu au semnat un act în fața stării civile. Așa că trebuie să avem acces. Vom vedea mai departe și celelalte argumente. Până acum, la primul argument pe care l-am adus în fața dumneavoastră, a fost absolut convingătoare, m-ați convins și mă bucur că ați făcut lucrul acesta. Mergem spre un alt argument foarte întâlnit în mediul tinerilor. Ne concentrăm foarte mult pe ceea ce fac tinerii, mai ales tinerii care sunt angajați în tot felul de joburi, să spunem, bine plătite, au o situație profesională destul de bună și care, de obicei, atunci când părinții sau altcineva le aduce aminte de căsătorie, spun, a, dragostea nu stă într-o hârtie. Și nu simt nevoia aceasta de a legifera. Și când zic legiferare, mă gândesc clar la a semna un act de căsătorie între cele două persoane, între un tânăr și o tânără, din diverse motive. Ei se iubesc, stau și împreună, probabil împar și cheltuielile împreună, dar o țin așa din diverse motive și întotdeauna când sunt întrebat spun, dragostea pentru noi e cel mai important, faptul că ne iubim nu cred că necesită o legalizare, nu trebuie să știe foarte multă lume, suntem, ne simțim bine și dacă cumva unul dintre noi simte că nu mai este iubit de celălalt, foarte frumos se poate despărți fără nicio altă obligație. Deci, dragostea este pusă în fața noastră ca motiv de a nu face pasul acela spre căsătorie. Dragostea, sigur că este importantă. Doar că sunt tipuri de dragoste. Noi, iarăși, ne-am obișnuit să vorbim cumva în slogane. Da, am preluat și tipul de exprimare și uneori, din păcate, gândirea urmează modul în care ne exprimăm al mass media sau al marketingului. Exact. Dragostea este de foarte multe tipuri. Haideți să ne amintim fiecare dintre noi cum ne iubeam părinții când am devenit conștienți, da, în prima copilărie, cum îi iubeam la adolescență sau cum îi iubim acum.
La maturitate. Cum o iubim când sunt în viață, cum o iubim când nu mai sunt în viață. Pentru că dragostea nu încetează. Cum ne iubim ca soți. Da? Cum ne iubeam înainte de căsătorie, când ne-am cunoscut. Cum ne iubeam după 4 ani, după 20 de ani. Da? Sociologii au fel de fel de puncte de criză în evoluția căsniciei. Când poate să survină separația. Cred că și dragostea separația. Se maturizează. Se maturizează sau se, cum să, se sedimentează, chiar, poate. Oricum se schimbă, da? Pentru că dacă este să fim sinceri, nu iubim în același fel persoanele din jurul nostru și nu iubim noi în același fel în diferite situații sau în diferite puncte ale vieții noastre. Am 3 copii și nu iubesc în același fel, da? Nu iubesc cantitativ diferit, dar îi iubesc calitativ diferit. Oamenii din jurul nostru, prietenii noștri, da? Nu iubim la fel, ci iubim diferit pe fiecare dintre ei și atunci este un pic, forțat, da? Simplificator, extrem de simplificator, reducționist, să spui dragostea. Da? Dragostea trebuie venerată și știu că ăsta este un argument important și pentru legiferarea parteneriatului între persoane de același sex. Este un argument important și care într-adevăr câștigă în fața tinerilor, tinerii raportându-se tot timpul la capacitatea lor, exact, de a iubi. Și neavând, sigur, pentru că vârsta este cea a idealismului, da, și a lipsei de experiență, neavând această perspectivă a maturității, cum bine a spus, a sentimentelor de dragoste. Să știți că, de pildă, am citit într-o istorie a familiei că în căsnicia creștină a evului mediu nici măcar nu exista termenul de amor, nu era aplicabil. Amor era dragoste ilicită. Da, dragostea adulterină, dragostea pasionată pentru căsătorie, pentru căsnicie, erau altfel de sentimente, de devotament, de prietenie, de fidelitate, de respect, de ajutorare. Jertfă. Sigur că da, jertfirea de sine pentru ceva ce ne depășea pe fiecare dintre cei doi soți. Și atunci să faci din dragoste justificarea unei relații care trebuie să fie de durată, da? Este riscant. Și sigur că din punctul de vedere al unui tânăr poate să nu pară riscant. Da, până la urmă este cea mai importantă și este normal să fie așa. Dar acum nu vorbim de tânăr, pentru că nu tânărul legiferează într-un stat. Într-un stat legiferează Parlamentul. Exact. Da? Legiferează acel for care se presupune că are în cea mai mare măsură și responsabilitate, și experiență, și cunoaștere, și îndreptățire, da? Și legitimare să o facă. Și atunci acest for poate să ia în considerare sentimentele unui tânăr de 16 ani sau poate să ia în considerare toate datele pe care le are despre motivația, baza, fundamentul unei relații care trebuie să fie de durată. Vorbeam un pic mai devreme împreună despre toate alternativele de menaje care pot exista și pe care, dacă nu vrem să facem discriminări, ar trebui să le legifereze statul. Numai că să pui asta în cârca statului înseamnă să-l faci să ia în considerare motivațiile diverse, experiențele personale de viață diverse ale unei populații, spuneam, din ce în ce mai eterogene. Ori statul are de gestionat o societate unitară, iar interesul lui, când se uită apropo pe statistici și vede declin de populație, vede îmbătrânire de populație, vede reducerea populației școlare, scăderea speranței de viață pe speranței de întinerire a populației, atunci responsabilitatea lui nu este să slăbească familia, care, spuneam, este unica modalitate prin care societatea se reproduce, ci tocmai să o întărească. Și atunci să propui o alternativă de 10-20 de modele de menaj populației, da, pe baza, încă o dată, experiențelor personale pe care fiecare le încearcă, înseamnă să reduci din importanța pe care tu ar trebui, de fapt, să o acorzi familiei, dacă în continuare interesul tău este bunăstarea generală. Practic te subminezi de unul singur. Sigur că da. Sigur celula, că da. Celula de bază a societății este atacată în mod direct și atunci, practic,
încetul cu încetul te descompui tu ca stat. Un stat n-ar putea să facă asta. Deci un stat consecvent, coerent, legitim... Care vrea să existe, care vrea să dăinuie. Nu poate să facă aceasta, dar pot să existe încă o dată mișcări, părți ale particule ale populației, pentru că vedem, dacă ne uităm totuși dincolo de grupurile de lobby, da? Dacă ne uităm totuși pe procente, aceste părți din populație sunt foarte, foarte, da, foarte, foarte reduse numeric. Pentru că ceea ce vă spun eu și argumentele pe care vi le aduc sunt tocmai argumentele grupurilor de lobby. Și cred că s-a observat deja din ceea ce arată realitatea, statisticele grupurilor de lobby nu sunt întotdeauna statisticile care sunt nu cele sunt reale. Întotdeauna statistici. Asta nu și sunt mai întotdeauna statistici. Sunt mai degrabă discursuri în acestea impresioniste, da, care, așa cum bine ați argumentat, aduc de pildă în prim plan dragostea, da, care trebuie să stea la baza căsătoriei. Iarăși, haideți să facem un exercițiu istoric. Și mă gândeam de ce oare o experiență de viață care este până la urmă una amoroasă în cazul de față, când vorbim despre căsătorie, să ducă la o legiferare pe baza propriei mele experiențe sau altcuiva, și pentru că altfel ar trebui să fie N variante de parteneriate, uniuni, înțelegeri, știu eu, prietenii, etc. etc. Vă dați seama, statul n-ar putea cuprinde în niciun fel toate aceste variante, știți? Pe anumite nivele de dragoste, dragoste mai mică, una mai mare, una care se jerfește până la capăt, una care fuge la prima problemă când apare prima criză între cei doi. Deci, practic, oricât ar vrea cineva să forțeze oarecum, să împingă statul, pentru că presiunea este destul de mare, nu s-ar putea pune în realitate. Ce am învățat din istorie și din cultura familială tradițională, și cea românească, dar și cea altor populații, este că dragostea succede, urmează căsătoriei. Da? De multe ori, pentru că haideți să ne gândim iarăși la istoricul acestei instituții, care este căsătoria. De cât timp căsătoria se bazează pe dragoste? Este relativ nou consimțământul tinerilor, exact, la căsătorie, introdus de creștinism. Da? Și deja, sigur că la 1100 se celebrau primele liturghii de căsătorie care excludeau binecuvântarea familiilor extinse, bazate doar pe consimțământul tinerilor, dar foarte greu s-a impus. Atunci au fost primele liturghii, dar foarte greu, mai ales în anumite pături ale populației, care erau cele conservatoare, culmea, cele nobiliare, adică elita unei societăți, aceste considerente au intrat foarte greu. Și încă avem familii, iarăși, mai ales dacă ne uităm în păturile aristocratice ale unor societăți europene, în care căsătoria este subordonată intereselor grupului de rudenie. Așa este. Și la un moment dat, cred că și limba engleză și alte limbi, și inclusiv la limba română, este destul de sărac atunci când exprimă termenul acesta de dragoste. Și de multe ori înțelesul este eronat și folosit în mod greșit în funcție de diverse interese. Fac o mică paranteză și vă dau un exemplu din limba greacă, care e o limbă foarte bogată și care a dat umanității zeci de mii de cuvinte. Da? Și pentru dragoste există patru termeni. De exemplu, dragostea aceasta între membrii familiei este dragostea storge, apoi între doi prieteni este dragostea filia, ați folosit și dumneavoastră termenul acesta de filiație, da? Ne înțelegem bine, suntem prieteni. Apoi între dragostea între soț și soție este dragostea aceasta, vorbim despre amor eros, da? Și aici este vorba inclusiv la relațiile acestea sexuale între bărbați și femeie. Și apoi există dragostea aceea creștină, dragostea dumnezească, duhovnicească, dragostea care vine din Dumnezeu și aia care ar trebui practic să ne însuflețească, și este dragostea agape. Asta e dragostea supremă, care de obicei este într-un singur sens. Te iubesc, dar asta nu înseamnă că și tu ești obligat să mă iubești. Te iubesc pentru că eu aleg să te iubesc. În limba română, termenii aceștia sunt înlocuiți. Când spune faptul că, de fapt, dragostea eros, o experiență erotică până la urma urmelor, o întâlnire sau o chestie, inclusiv chiar asta de filiație, o prietenie, o amiciție, nu poate duce la întrebă la dragostea asta în familie. Iar într-o familie, să spunem așa, bazată, stabilit așa,
pe niște fundamente foarte puternice, are toate cele patru componente. Soțul și soția, bineînțeles, sunt și prieteni, au și relațiile acestea intime, plus că se și jertfesc unul pentru altul, pentru ei și pentru copii. În caz de ceva, întotdeauna soțul e gata să-și dea viața, soția își dă viața pentru copii. Și tot, asta este. Deci, aici este relația. Deci, până la urmă, din discuția noastră, și mă bucur că ați menționat foarte, dragostea nu este, experiența aceasta personală a cuiva, nu trebuie să fie o motivație nici pentru stat, nici pentru orice altă entitate dintre aceasta organizatorică, că poate la nivel de să fie motivul pentru implementarea unui sistem juridic, a unei legi și să ducă la normativizarea unui anumit tip de relații. Trebuie să fim sinceri acum și în ceea ce ne privește pe fiecare dintre noi, pentru că sunt uneori lucruri mai importante sau care contează mai mult decât dragostea în viața fiecăruia. Și nu vorbesc din perspectivă creștină, vorbesc, dacă vreți, din perspectivă pragmatică. Pentru că spuneați că noi n-avem așa de mulți termeni în limba română, m-am gândit imediat și mi-a venit în minte diferența dintre drag, dragă, dragoste, ce mi-e drag nu mi-e urât, da? La noi urâtul are iarăși conotații foarte frumoase, foarte interesante, și iubire. Da? Nevastea iubeață e altfel decât nevasta dragă. Da? Exact. Sau care are drag soțul și mai departe. Și la noi conotația iubirii acesteia, care poate să fie și ilicite, poate să fie și adulterine, a erosului, dacă vreți, în căsnicie, este un pic, cum să zic, un pic amendată, da? De privirea obștească sau de percepția obștească. Vorbesc despre cultura tradițională și de ce mă refer la cultura tradițională? Pentru că spuneam în pofida faptului că trăim într-o metropolă și că publicul nostru poate are acces la mijloace foarte moderne, la tehnologii foarte moderne, cultura noastră este încă dominată de cadre tradiționale, mai mult decât recunoaștem, așa poate, îndeopște. Și atunci avem încă aceste stereotipii, dacă vreți, de reprezentare, de înțelegere a lumii, care se reflectă în limbă, într-adevăr. La noi, dragostea așa are timpul său ca erotism înainte de căsătorie. Este foarte prezentă la intensități mai mari decât în mediul urban actual. Tinerii acum sunt palide, dacă vreți, copii ale tinerilor care în societățile tradiționale, în sate românești, încă, se manifestă în plan erotic. Nu prin sexualitate, da? Ci prin toată pregătirea aceasta, intercunoașterea, raporturi, timpuri, locuri, spații, obiecte, relații, da? Care încarcă erotic foarte puternic relația premaritală. După căsătorie, relația fructifică. Da? Și așa este frumos și așa este normal. Da? Nunta este, de fapt, naștere simbolică, zămislirea simbolică. Și toate actele sunt cărți extraordinare scrise de etnografii români. Toate actele din timpul nunții țărănești nu semnifică altceva decât întemeierea unei noi vieți. Casă de piatră, îmi spunea profesorul meu Ion Ghinoi, etnograful Ion Ghinoiu, nu înseamnă să-ți durezi o casă de piatră, că în civilizația românească țărănească nu există case de foarte rar, sunt câteva zone, dar puține, dar la noi se fac din alte materiale. Însemna casa copilului. Da? Deci copilul să fie bine apărat în pântecele materne și casa, sălașul copilului, știți că placenta se numește sălaș, exact. Ca și casa, ca și coșciugul. La noi toate acestea sunt sălașuri. Da? Deci, care practic, doar casa de diverse forme ale casei. Și atunci, încărcătura aceasta erotică, dar se sublimează, dacă vreți, în angajamentul acesta pe care cu drag, noi nu avem dragoste, dar avem cu drag soții și îl asumă, pentru că spuneam, le dă ceva mai important. Le dă identitate, le dă stabilitate, le dă ancorarea în această descendență. Da? Atunci când se vor întâlni cu strămoșii, vor putea spune, am dus mai departe ce ne-ați dat. Da? Le dă existență, le dă consistență. Da? În fața lumii și în fața lui Dumnezeu. Și asta e mai important decât, știți, dragostea dintre ei. Așa este. Și mă bucur că încet, încet ați trecut la următorul punct pe care vreau să-l abordăm împreună, la prezența aceasta a copilului, a vieții, a noi ființe care
ia naștere în interiorul familiei. Știți, prezența unui copil aduce de obicei, și așa cred că ar fi frumos să fie, bucurie. Întotdeauna copilul, prezența unui copil în familie să aducă bucurie. Și un alt argument pe care îl aduc, să spunem, cei care încearcă prin diverse mijloace să introducă în legislație nevoia acestei uniuni civile, indiferent de sexele despre care vorbim, este și faptul că în multe dintre aceste cupluri se nasc câte un copil și copilul acela este recunoscut de tatăl sau nu este recunoscut, și de multe ori se întâmplă ca mama să crească singură copilul. Și vorbim despre familia monoparentală și știți că s-a discutat foarte mult pe tema aceasta. Cât de mult credeți dumneavoastră că prezența celor doi părinți într-o familie este benefică pentru copilul care se naște? Familia așa se definește. Familia se definește prin părinte și copil, mamă și tată. Dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Da? Deci dacă n-am fi avut nevoie de aceste patru poziții cardinale într-o familie, atunci vorbeam de altfel de realitate. Da? Este, dacă vreți, spuneam, parte din acel schelet. Dar conjugalitatea înseamnă distinția între mamă și tată. Nu este doar o distinție pur biologică sau sexuală. Da? Pentru că noi de multe ori, cum să zic, distorsionăm iarăși realitatea și spunem, doamne, biologia una și cultura e alta. Da? Cultura le învață pe fete să fie mame și învață pe băieți să fie tați. Nu, cultura completează natura, o potențează și o face să se manifeste la un nivel superior. Deci avem distinția între mamă și tată, care fiecare contribuie nu în același fel, ci în mod diferit la creșterea copilului. Nu spun la educația lui, educația lui vine mai târziu, survine mai târziu, dar la creștere, adică tot ce presupune nașterea, îngrijirea, asigurarea securității, a căldurii, formarea copilului ca ființă. Deci, practic, perioada aceasta pe care copilul o petrece să spunem, în exclusivitate între cei doi, între mamă și tată, este foarte importantă, mai ales că după o perioadă, după câțiva ani, el se duce la grădiniță, școală și atunci, practic, o parte din responsabilitatea aceasta este delegată educatorilor, profesorilor și tot așa. Da, un pic prea repede, poate. Astăzi ne grăbim un pic să trimitem copiii la școală și la grădiniță, dar asta nu înseamnă că cei doi sunt scutiți de responsabilitatea pe care le revine prin prisma simplului fapt că sunt mamă și tată. O mamă se delimitează prin raport cu tatăl. Este ceea ce tatăl nu poate să fie. Tatăl este ceea ce mama nu poate să fie. Și de aceea, din punctul ăsta de vedere, dacă vreți, discuția despre egalitatea de gen este una foarte riscantă pentru copil. Da? Pentru că nu mai face distinție între ce este mama și ce face mama și ce este și ce face tata, poate să inducă confuzii care îi vor crea dezechilibre la nivelul propriei identități, a propriei formări. Eu ce sunt? Eu ce trebuie să fac? Exact. Și așa sunt, deja, așa sunt o parte din tinerile familii actuale, care consultă, nu consultă, cum să zic, ceea ce deja e atestat, slavă Domnului, din punct de vedere cronologic, istoric sau din punct de vedere al generalității în lumea în care trăim, ci consultă o anumită parte de literatură foarte bine promovată, în care se spune egalitatea în fața legii trebuie transferată în familie. Dar sigur că suntem amândoi cetățeni și eu și soțul meu, amândoi mergem să votăm. Da? Dar în familie facem lucruri diferite. Deci, o altă idee care se propagă foarte tare și am văzut că sunt deja schimbări în unele țări europene și nu numai, în loc de mamă și tată apare pe certificatul de naștere părinte 1, părinte 2. Practic, se aplatizează diferențele acestea dintre cei doi. Făcând asta, deja, cum să zic, clătinăm familia, da? Până la a-i amenința existența.
pentru că următorul pas e să schimbăm ierarhia între părinți și copii sau să schimbăm pozițiile, nu mai știm cine pe cine, cine autorul cui este și cine e responsabil cu bunăstarea cui. Există, apropo, familii în care copiii se simt răspunzători înainte de vreme, copii precoci, se simt răspunzători de sănătatea și de bunăstarea sufletească a părinților lor. Se întâmplă uneori în caz de divorț. Copiii își asumă vina pentru divorțul, pentru despărțirea părinților, apropo de familiile monoparentale. Spuneam că copilul, pentru a înțelege lumea și pentru a se ancora în realitate, are nevoie de repere stabile, nu de repere mișcătoare. Dar imaginați-vă că noi acum ne plasăm pe, nu știu, pe un ghețar, da, care pe lângă faptul că e alunecos, se mai și clatină. Da? Avem cele mai multe șanse să nu ne păstrăm echilibru și să cădem în apă. Da? Este la fel, dacă vreți, cu un copil care trăiește într-o realitate indistinctă, în care el nu poate să deosebească între rolurile celor doi. N-are rost să încep acum să vorbesc ce trebuie să facă mama și ce trebuie să facă tata, pentru că știm cu toții. Important este ca tinerii să înțeleagă că nu trebuie să intre în egalitate. Ce înseamnă egalitatea în familie? Dacă și eu și el trebuie să facem aceleași lucruri, de cele mai multe ori să intrăm în competiție. Da? Orică eu fac mai mult decât tine, orică eu fac mai prost sau mai bine decât tine, având același domeniu, aceeași linie de preocupări, în loc să ne completăm și să ne sprijinim și să depindem unul de altul, apropo că una dintre cele mai frumoase definiții ale dragostei pe care le-am auzit a fost de dependență totală de celălalt. Să accepți faptul că ești dependent, da? Și cea mai mare dependență e a copilului, copilul iubește cel mai mult. Da? Și noi, măsura în care ne asumăm starea de copii, da? Suntem capabili de cea mai pură, dacă vreți, forma iubirii. Acest tip de a accepta diferența și dependența femeii de bărbat și a bărbatului de femeie, că nu este vorba, de multe ori, vedeți, se vorbește de egalitate pentru că se subînțelege ierarhizarea. Da? Dar nu este vorba de ierarhizare și iarăși avem cultura noastră românească la dispoziție și vedem că acolo sunt domenii în care femeia dictează cu maximă autoritate, zone în care bărbatul dictează cu maximă autoritate. Femeia se supune nu pentru că e bărbat și trebuie să se supună, ci pentru că știe că el controlează mai bine acel domeniu. Bărbatul se supune nu pentru că ea e femeie și îl ia la bătaie, ci pentru că știe că ea controlează acel spațiu. Excelent, excelent prezentat și ne apropiem, mai avem câteva minute până la încheierea acestei emisiuni, așa că încercăm să tragem niște concluzii. Pe lângă faptul că ați demontat cu atâta tărie și, să spunem, finețe argumente pe care vi le-am adus în față, aș vrea să concluzionăm puțin și să vedem dacă cumva parteneriatul civil, uniunea aceasta civilă, fie că este între cei doi soți de același sex sau de sex diferit. Practic a spune că ideea este foarte, foarte lesne de înțeles. Toată presiunea aceasta pe care se face pentru a legaliza uniunea civilă la sens general, de fapt este o mască pentru a merge puțin mai departe și a reuși legalizarea între persoane de același sex. Și aici este bătălia cea mai mare. O chestie care se încearcă de foarte mulți ani în România și probabil va mai încerca și de acum încolo. Vom vedea ce se va întâmpla. Dar ce vreau să ajungem la dumneavoastră este clar că între căsătorie și orice fel de altă uniune civilă sau oricare ar fi ea, nu există teme de comparație care dintre ele este benefic. Cred că și telespectatorii noștri au înțeles foarte clar că căsătoria, familia nucleară, familia mamă, tată, copii este ceea ce ne dorim din toate punctele de vedere. Da? Este pentru binele tuturor și mai ales pentru dăinuirea vieții până când Dumnezeu va îngădui să fim pe pământul acesta. Ceea ce vreau să facem la final este să vedem dacă cumva toate aceste uniuni și în special uniunile acestea dintre persoane de același sex, dacă cumva cauzează vreo daună familiei despre care am discutat, căsătoriei despre care am discutat. În primul rând mă refer la de la definiția pe care m-am dat-o la început. Am spus că este o instituție paralelă, se aseamănă, oarecum produce confuzie, aduce mai puțină valoare familiei. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
Este un argument foarte subtil pe care l-ați păstrat pentru final, pentru că sigur că prima reacție probabil a multora dintre noi ar fi să spună, domne, n-aduce niciun fel de pagubă. Cu ce exact ne deranjează pe noi dacă unii își văd de treaba lor și își legalizează forma lor de conviețuire? Problema e legalizarea. Problema e legalizarea, pentru că este cu totul diferit să ai libertatea să conviețuiești într-o anumită formulă și nimeni nu împiedică, din câte știu eu, în societatea românească sau în orice societate europeană, nimeni nu împiedică doi oameni sau mai mulți să conviețuiască în ce formă de menaj doresc. Da? Dar cu totul altceva este să aduci acest lucru în prim plan, da? La nivelul legilor de stat, la nivelul legislației oficiale, aceea care ne guvernează nouă viețile, pentru că înseamnă că statul dă greutate și mai acelei mult formule. Exact. Normativizarea produce niște efecte. Și aici mă refer doar la educație, dacă ne uităm, mă gândesc doar la educație. Deja sunt manuale în diverse țări în care căsătoria, despre care am discutat și dumneavoastră ați prezentat-o foarte frumos în țara aceasta, și restul parteneriatelor între persoane de același sex sau altfel sunt puse pe același taler. Sigur, în momentul în care devine recunoscută la nivel oficial, cu atât mai mult legiferată, nu doar admisă, să spunem, ca practică, dar aici, ziceam deocamdată, dacă ne uităm la cifrele statistice, vedem că nu avem motive de îngrijorare. Deci din cele 3%, 3-4% procente din populație care trăiesc, aproape 80% din aceste 3% procente provizoriu în stare de concubinaj, pentru că opțiunea lor este pentru căsătorie, un procent infim este de legătură homosexuală. Și atunci este o realitate pe care nici nu o percepem și cu atât mai puțin ne preocupă pe noi. Însă, așa cum spuneți, în momentul în care acest tip de realitate este deodată scoasă, de fapt inventată încă o dată, exact, pentru că nu putem să spunem că e o realitate socială vizibilă, dacă e o revendicare sub pături de populație care manifestă pentru asta. Devine vizibilă mai mult, este recunoscută legal, este promovată la nivelul instituțiilor publice, politice, culturale, așa mai departe, sau, Doamne ferește, devine, cum a spus, parte din educația copiilor înainte de vârsta discernământului, înainte de vârsta maturizării legale și în afara consimțământului familial, în afara familiei, atunci vorbim deja de promovarea unui model de, eu nu pot să-i spun de alternativă familială, ci de distrugere a instituției familiale. Clar. Deci, practic, pe lângă faptul că ea valoarea, este o și subminează din toate punctele de vedere. Absolut. Deci suntem în pericolul ca, încetul cu încetul, prin punerea în legalitate acestor, să spunem, invenții până la urmă, acestor forme care, clar, din punct de vedere sociologic, ne-a demonstrat că nu reprezintă un număr semnificativ, ne ducem cu siguranță spre, să spunem, devalorizarea vieții până la urmă, oamenilor. Sigur că da. Că nu vorbim numai de familie, în cazul în care, într-un stat în care nu se mai pune accent pe nașterea copilului, pentru implementarea de politici care să încurajeze familia, care să încurajeze căsătoria, educația copiilor. Știu eu, știu că sunt tot felul de măsuri pe care un stat le poate, acordarea de credite pentru tineri căsătoriți, ajutor financiar pentru copii, mărirea alocațiilor, etc. Sunt foarte multe. Dacă statul vede că, de fapt, nu mai este interes pentru lucrul acesta, cu siguranță, încetul cu încetul, viața aceasta, celula aceasta a societății se diminuează și la un moment dat vom fi în posibilitatea să aducem alți oameni din alte părți, știți, migrația se încurajează și la un moment dat viața dispare. Viața dispare și nu dispare viața familială în sensul în care dispare o instituție și nu-i nimic ca un locuit în cu alta. Echilibrul individului este puternic amenințat, pentru că, încă o dată, individul poate să aibă anumite opțiuni. Un procent din populație poate să aibă anumite opțiuni. Dar asta o fac în lipsa responsabilității uneori chiar față de propria lor viață. Da? Ori familia, pe de-o parte, instituțiile acestea informale, familia, comunitatea, vecinătatea, rudenia, biserica, sau statul, da? Administrația unei societăți sunt responsabile tocmai cu menținerea acestei perspective a continuității. Câtă vreme eu promovez în mod clar o alternativă distructivă la continuitate,
adică propun o discontinuitate și o promovez, da, cu toate instrumentele pe care le-am ca stat, de sus în jos, atunci asigur că experimentul pe care îl fac poate să fie dezastros la nivelul vieții atât comunitare, societale, că vorbeați de comportament suicidar la nivelul statului, la nivel societal, dar și la nivelul individului. Stimată doamnă, dumneavoastră a spus cu mare tărie că de fapt nimic nu se compară cu această instituție. Nimic nu poate fi asimilat ca paralel, asemănător, învecinat sau știu eu, identic niciodată. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu pentru bunăvoință. Stimați prieteni, încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumesc pentru că și în seara aceasta ne-ați primit în casa dumneavoastră. M-a avut onoarea să stăm de vorbă cu doamna conferențiar, universitar dr. Corina Bisticianu, sociolog, și împreună am discutat despre căsătorie versus parteneriat civil. Până data viitoare, vă spunem la revedere!